nu va participa la circul ieftin condus de președintele Iohannis. Am luat decizia ca astăzi Partidul Social Democrat să nu se prezinte la consultările de la Cotroceni. Gașca pierzătorilor au creat o majoritate de conjunctură, acest nou CDR, care nu are legitimitate în ceea ce privește voturile românilor și opțiunea românilor pentru propunerea de prim-ministru. Așa cum am mai spus, Partidul Social Democrat va intra total în opoziție. Vom face o opoziție dură, cum merită românii să fie reprezentați de către Partidul Social Democrat. Și vedem că actualul CDR nu are nicio soluție nici pentru criza sanitară, nici pentru criza economică. În continuare, așteptăm programul de guvernare al noului CDR și, în ultimul rând, așteptăm bugetul de stat, care cu siguranță va fi un buget al austerității. Dacă aveți întrebări. Larisa Bernaschi, observator Antena 1. Aș vrea să vă întreb, domnule președinte, de ce acest boicot și de ce nu ați încercat sau de ce nu încercați măcar să mai faceți o propunere oficială de premier în fața președintelui Klaus Iohannis? Pentru că aveți și dumneavoastră răspunsul. Președintele Iohannis a fost purtătorul de cuvânt și vârful de lance al Partidului Național în timpul campaniei electorale. Mai mult, s-a antepronunțat ce coaliție dorește să conducă România. Coaliția pierzătorilor și să fie un nou guvern al său. Le urăm succes. Pare, cel puțin în fața electoratului, pare că nici măcar nu încercați să ajungeți la guvernare, că nici măcar nu încercați să faceți ceva în acest sens, având în vedere că nici măcar nu vreți să participați la discuții. Cum vă explicați electoratului? Cel mai important lucru pe care cu adevărat nu-l încercăm este să schimbăm aritmetica. Să știți că aritmetica este una singură pentru toată lumea. Cei de la PNL au reușit aseară să își impună un șef la Camera Deputaților. Au avut majoritatea necesară de a avea președintele Camerei. Deci coaliția UDMR, USR și PNL au avut aceste voturi de a-și impune un președinte la Camera Deputaților. Partidul Social Democrat în acest moment este reprezentat și au fost respectate ponderile și comisiile, atât cantitativ cât și calitativ. Atât la Senat cât și la Camera Deputaților. La Senat am înțeles că Partidul Social Democrat în această sesiune va avea 3 vicepreședinți. Referitor la investirea guvernului, înțelegem că se dorește un calendar extrem de rapid, astfel încât mâine seară să avem... Este atributul actualei majorități. Le urăm succes. Veți fi de acord cu un calendar rapid pentru investirea guvernului? Deci, majoritatea impune un calendar, în schimb, veți vedea întrebările și audierile din comisii făcute cu reprezentanții Partidului Social Democrat. A încercat Partidul Social Democrat să formeze o majoritate? A stat de vorbă cu vreuna dintre formațiunile politice pentru a face acest lucru astfel încât să obțină guvernarea? S-a încercat creionarea unei majorități. Era foarte greu să respectăm spiritul Constituției atâta timp când președintele României nu este garantul Constituției, este garantul unei formațiuni politice. Și știți la fel de bine ca și mine acest lucru. Cu cine ați încercat să faceți o majoritate parlamentară? Am avut discuții cu toți liderii politici. Este un moment depășit, există o majoritate, Partidul Social Democrat în acest moment este în opoziție. Și noi nu vrem să participăm în continuare la acest circ ieftin oferit de către omul care ar trebui să fie garantul Constituției și al democrației în România. În opinia dumneavoastră, guvernul are șanse să fie învestit înainte de Crăciun? Cred că este atributul și responsabilitatea actualei majorități, nu a opoziției.
Aș schimba un pic registrul și v-aș întreba ce comisii parlamentare va conduce Partidul Social Democrat și dacă ați stabilit cumva și care vor fi reprezentanții PSD care vor face efectiv acest lucru, pentru că în scurt timp în Camera Deputaților cel puțin se va stabili asta. Atât la Cameră cât și la Senat, Partidul Social Democrat va conduce 8 comisii. Diferă de la fiecare cameră. Cu adevărat, la Camera Deputaților sunt mai multe comisii decizionare. Dacă la Senat avem, de exemplu, Sănătatea, la Camera Deputaților avem Agricultura, în acest moment liderul de grup este împreună cu ceilalți lideri de grup să încheie punctajul. Știu că... Partidul Social Democrat este reprezentat conform algoritmului, conform ponderilor, repet, atât calitativ cât și cantitativ. Știu că v-ați dorit atât Comisia de Sănătate cât și cea de muncă de la Camera Deputaților. Domnul Alexandru Rafila ar fi fost prima opțiune pentru conducerea Comisiei de Sănătate. Ce altceva ați reușit să obțineți, pentru că știu că acestea nu? Am luat Comisia de Educație și domnul Alexandru Rafila ne reprezintă în birou permanent ca și vicepreședinte al Camerei Deputaților, la fel ca domnul Azan Firei, care n-am reușit să luăm Comisia de Educație de la Senat, ne reprezintă ca vicepreședinte al noului Senat al României. Mulțumesc! Și eu vă mulțumesc! În completare vreau să vă întreb cum vedeți faptul că AUR va conduce Comisia de Egalitate de Șanse de la Camera Deputaților și ce le spuneți celor care critică celelalte partide parlamentare în urma acestei negocieri? Cred că cei de la AUR vă pot răspunde și... cel mai bine. Dacă aveți o întrebare în ceea ce privește Partidul Social Democrat. Ați fost de acord cu această variantă? Credeți că este o variantă bună? Există o majoritate care a decis. Întrebați-i, repet, aveți o întrebare în ceea ce privește PSD-ul, cum are plăcere? În ceea ce privește desfințarea secției speciale, este unul dintre obiectivele... Am anunțat foarte clar că Partidul Social Democrat nu va vota desfințarea secției speciale, deoarece există și atât în Alta Curte cât și CSM-ul a spus că nu trebuie desființată această... Am încredere în continuare în specialiști. Pe de altă parte, se vorbește despre un proiect de lege care ar permite anumitor interceptări obținute de SRI să fie folosite în dosarele penale, în continuare. Întrebați-l pe domnul Predoiu, inițiatorul acestei lege. Ați susține o astfel de inițiativă? Din câte știu, Partidul Social Democrat nu a susținut un astfel de proiect și așteaptă în continuare și am văzut răspunsul CSM-ului că nu este cazul ca o astfel de lege. Deci vom merge în continuare pe mâna specialiștilor. Cum ar trebui și actuala guvernare să meargă nu numai în problemele justiției, ci și în problemele sănătății. Mulțumesc. Mulțumesc mult! O zi bună!